Este episodul de încheiere a prezentării paginii de istoria românilor pentru anul 2024. Vom reveni la pagina îndrăgită de dumneavoastră în anul 2025. Pagina de astăzi de istoria românilor este consacrată unui domn mai puțin cunoscut în istoria noastră, Iuga Vodă. Iuga Vodă, supranumit și Ologul, probabil din cauza unor deficiențe locomotorii, era un fiu al fostului domn al Moldovei, Roman I. A domnit un interval de timp foarte scurt, ocupând scaunul țării în perioada undeva 28 noiembrie 1399 și încheiindu-și domnia înainte de 29 iunie 1400. Din timpul domniei lui Iuga Vodă s-au păstrat doar trei documente interne în limba slavonă. Tradiția cronicărească din țara Moldovei, de asemenea, cunoaște foarte puțin despre acest domn. Una dintre cronicile noastre menționează următoarele. Trimis-au la patriarhie la Ahrida și-au luat mai întâi o blagoslovenie și-au pus mitropolit preteoctist și-au descălecat orașe prin țară, tot pre la locuri bune și le-au ales sate și le-au făcut ocoale prin prejur și-au început a dărui ocine prin țară, a voinici ce făcea vitejii la oști și-au domnit doi ai și l-au luat Mircea Vodă, domnul Muntenescu, la sine. Din această relatare, corespunde adevărului doar informația că l-au luat Mircea Vodă, domnul Muntenescu, la sine. Nu s-au păstrat nici documente care ar atesta că el a întemeiat orașe sau că a primit învoire de la Patriarhia de la Ohrida și l-a numit mitropolit preteoctist. Domnia lui a fost una neliniștită. Cel puțin, doi pretendenți năzuiau să obțină scaunul țării. Unul dintre ei, Ivașcu, era un fiu al fostului domn Petru al II-lea, refugiat în Polonia. Acesta, pe 25 martie 1400, semna un tratat de închinare și credință cu regele Poloniei, prin care promitea să-l slujească cu credință, dacă va primi ajutorul necesar pentru a obține scaunul domnesc al Moldovei. Dar, în împrejurări total necunoscute, scaunul țării l-a obținut un alt pretendent, Alexandru, supranumit ulterior cel Bun, un fiu al lui Roman I. El a fost susținut de Mircea cel Bătrân, domnul țării românești. Iuga Vodă a fost prins și dus în țara românească, unde a și decedat undeva în intervalul de timp cuprins între anii 1403 și 1407. A fost înmormântat, cel mai probabil, undeva într-o biserică din țara românească, dar unde anume nu se cunoaște.